Doctorul de partituri. Emisiune realizată cu sprijinul Casei de Avocatură Vasile Deleanu. Salutare tuturor, bine v-am regăsit, eu sunt Radu Mihalache și astăzi ne mutăm la Versailles. Stați liniștiți, doctorul nu a plecat pe acolo să caute vreun bolnav închipuit, dar și dacă va fi să dea peste vreunul, asta e. În episoadele trecute am menționat că lui Francesco Cavalli i-a fost comandată opera Ercole Amante pentru nunta lui Ludovic al XIV-lea. Comanda a venit din partea cardinalului Mazarin, care ar fi fost responsabil cu importarea genului numit operă în Franța. Tânărul rege nu era chiar topit după noua muzică adusă din Italia, ci mai degrabă interesat de balet. De altfel, el însuși era un dansator talentat și de la vârsta de 12 ani, când deja se afla pe tron, a performat în diferite producții puse la cale în cadrul curții sale. Această tradiție a continuat-o până la vârsta de 31 de ani, ajungându-se ca toți apropiații săi să fie angrenați în aceste spectacole de balet, dansând cu regele sau în apropierea sa, în funcție de statutul pe care îl ocupau. Cu cât erai o persoană mai importantă, cu atât erai mai aproape de el în spectacol. Totul gravita în jurul lui Ludovic, ca într-un fel de sistem solar. De altfel, se pare că el și-a căpătat supranumele de Regele Soare, pentru că adeseori îi plăcea să joace rolul Apollo. De la nobilii care dansau, era așteptată o anume eleganță și o reținere în ceea ce privește virtuozitatea. Să nu uităm că acest sistem solar era menit să dezvăluie echilibrul de putere și nu se putea ca o planetă să danseze mai bine decât Soarele. În cadrul uneia dintre aceste spectacole de balet, Ludovic a cunoscut un tânăr italian, Giovanni Battista Lulli, adus în Franța la vârsta de 14 ani pentru a o ajuta pe Mademoiselle de Montpensier să-și perfecționeze italiana și să aibă un partener de conversație. În serviciul acestei nobile doamne, el va beneficia de o trainică educație muzicală, lucru care îi va permite ca în 1653, același an în care l-a cunoscut pe rege, să fie numit compozitor la curte, având ca principală responsabilitate muzica instrumentală. Din această postură va scrie momentele de balet inserate în cadrul operei Ercole Amante, iar variile sale compoziții îl vor face ușor-ușor să fie indispensabil curții regale. În 1661, atunci când Ludovic al XIV-lea va prelua cu adevărat puterea în Franța, și Lully va trece la următorul nivel. I se acordă cetățenia, se căsătorește și astfel devine cel mai francez dintre francezi, Jean-Baptiste Lully. Mai mult, cam în aceeași perioadă, el va primi mai multe titluri care îl vor face, efectiv, un fel de ministru al culturii în Franța. Va avea puterea să decidă ce lucrări pot fi tipărite și ce poate fi performat la curtea regală. Din punct de vedere componistic, el va contribui semnificativ la dezvoltarea unui stil muzical propriu țării care l-a adoptat. Împământenește genuri și forme care vor deveni sinonime cu creația sa. Spre exemplu, uvertura franceză o asociem îndeaproape cu Lully. Este o formă bipartită în care prima parte este lentă și are un ritm punctat, iar cea de-a doua este alertă și are un profil polifonic. Găsim exemple ale acestei forme și în creația sa de balet, în muzica de teatru, dar și în opere precum Alceste sau Armide. Toată creația lui Jean-Baptiste Lully a fost dependentă de capriciile lui Ludovic al XIV-lea. Tinerețea sa este marcată de multă muzică de balet. Apoi va face tranziția către comedii balet, aceasta în lumina colaborării sale cu Molière, cum relația dintre compozitor și dramaturg se va răci cu timpul și interesul lui Lully se va extinde către alte genuri, precum opera, peste care va ajunge să dețină un fel de monopol. Finalul vieții lui Jean-Baptiste Lully ar putea părea o glumă proastă, dar chiar așa s-a desfășurat. În timp ce dirija tedeumul său pentru a celebra recuperarea rapidă pe care a avut-o Ludovic în urma unei operații, s-a lovit puternic în degetul mare de la picior,
cu bastonul care ținea ritmul pentru orchestră. Rana făcută astfel s-a infectat, iar pentru că Lyuli a refuzat să-i fie amputat piciorul, argumentând că nu poți tăia piciorul unui dansator, a făcut gangrenă și a murit. Totuși, moștenirea lăsată de Jean-Baptiste Lully rămâne incontestabilă. El este părintele operei franceze și cel care a creionat forma orchestrei pe care o regăsim cu anumite variații și până în ziua de astăzi. Dar să nu vă închipuiți că el a fost singurul compozitor care s-a aflat în serviciul lui Ludovic. Nici de cum! Iată și alți creatori. François Couperin, supranumit și Couperin cel Mare, este cel mai important reprezentant al unei familii prestigioase de muzicieni. El se numără printre cei 4 organiști angajați la curte și era de asemenea profesorul de clavecin al copiilor din familia regală. El va avea onoarea de a inaugura orga proaspăt construită a capelei de la Palatul Versailles, în anul 1710. În creația sa surprindem unele dintre cele mai impresionante pagini dedicate instrumentelor cu claviatură. Chiar și fragmentul cu care am deschis emisiunea de astăzi este semnat de el. Baricadele misterioase din volumul Piese pentru clavecin, apărut în 1717. Se consideră că François Couperin este cel mai important compozitor care a activat între Jean-Baptiste Lully și Jean-Philippe Rameau, cei doi mari poli ai barocului francez. Un alt creator important de la curtea regelui Soare a fost Robert de Vizet, compozitor, chitarist, lutist, dar și abil mânuitor al teorbei. Muzicianul este menționat prima dată de Jean-Léonard de Galois cândva în jurul anului 1680, atunci când se pare că a intrat în serviciul lui Ludovic al XIV-lea. Foarte puține date se cunosc despre viața personală a lui Robert, însă știm din dedicația primei sale cărți de piese pentru chitară că era adeseori chemat la palat pentru a-l distra pe delfin, probabil viitorul Ludovic al XV-lea. Marin Marais a fost eleva lui Lully și unul dintre cei mai importanți interpreți la viola da gamba din istorie. El a fost angajat ca muzician de curte în 1676 și și-a menținut postul până în 1726. Este recunoscut pentru compozițiile sale pentru viola da gamba, evident, dar de-a lungul carierei a scris și opere și lucrări ample instrumentale. O apariție unică la curtea lui Ludovic al XIV-lea trebuie să fie Jacquet de la Guerre, numită și Mica Minune. Ea a impresionat puternic atunci când la vârsta de doar 5 ani a cântat la clavecin în fața unei audiențe distinse. Primele sale compoziții le-a realizat la Versailles, unde a și trăit, până când s-a căsătorit cu organistul Martin de la Guerre și s-a mutat la Paris. Acolo a continuat să compună, să predea clavecin și să aibă o viață concertistică de succes. Desigur, mai sunt mulți creatori care s-au perindat pe la curtea regelui Soare sau care și-au dorit să se afle în serviciul lui Ludovic. Printre aceștia am putea aminti de Marc-Antoine Charpentier, Michel Richard de Lalande și Antoine Forcaret, printre alții. Înainte să încheiem episodul de astăzi, aș vrea să vin cu 2 recomandări cinematografice. Dacă data trecută v-am vorbit despre filmul Farinelli, astăzi vă recomand pelicula Le Roi Danse, care dă titlul ediției de astăzi a emisiunii noastre și în care puteți descoperi relația dintre Lully și Regele Soare. Dar și Tous les matins du monde, în care îl puteți descoperi pe Gérard Depardieu ca Marin Marais. Desigur, atunci când cântă la viola da gamba, îl auzim în fapt pe Jordi Savall. Cam atât pentru astăzi. Vreau să mulțumesc casei de avocatură Vasile Deleanu, care susține mereu emisiunea Doctorul de Partituri, dar și ție pentru că m-ai urmărit până la final. Nu uita că ne găsești și pe Facebook și pe YouTube, unde ne poți da like, share și subscribe. Vezi un întreg sistem solar de butoane pe care le poți accesa. Pe TikTok, dar și pe site-ul romaniamuzical.ro. Pe mine mă găsești și pe propria pagină de Facebook, Radu Mihalache. Să ne revedem și reauzim cu bine!